O barcă a poliției de frontieră Mehedinți a explodat astăzi în timp ce era alimentată. 3 oameni au fost răniți, dintre care 2 polițiști. Se pare că a fost vorba despre o explozie care s-a produs chiar în timp ce 3 polițiști de frontieră făceau recepția a 2 nave recent achiziționate. Incidentul s-a produs în momentul în care una dintre nave era alimentată. În cursul zilei de astăzi, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona portului Drobeta. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență 2 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin, cu auto specială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul fusese lichidat. 3 persoane au necesitat îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ. Victimele au suferit arsuri și au fost transportate la unitatea de primiri urgențe în stare de conștiență. Cele 3 persoane implicate în incident, 2 polițiști de frontieră din cadrul STPF Mehedinți și ITPF Giurgiu, în vârstă de 37 și 38 de ani, precum și un civil reprezentant al unui agent economic, sunt în afara oricărui pericol. Deocamdată nu se cunoaște cauza exploziei. Se fac cercetări pentru a se stabili cauzele producerii incendiului.